Încep lucrările de nisipare pe plajele de la Eforie Sud. Zilele acestea se montează conductele prin care va fi extras nisipul. La finalul operațiunii, stațiunea Eforie Sud va câștiga 50 de hectare de plajă nouă și va fi mailată cu până la 140 de metri. Plaja de la Eforie Sud va fi nisipată cu ajutorul unei conducte de mare capacitate. Aceasta va extrage nisip din mare. Este aceeași conductă care a ajutat și la extragerea nisipului pentru lărgirea plajelor din Mamaia. We will bring sand from the sea, we connect it on this floating line and then we pump it on shore to make new beaches. Tubulatura submersă a fost sudată pe secțiuni de 12 metri lungime. Aceasta urmează să fie împinsă în apă, umplută cu aer și remorcată în poziția finală pentru nisipare. Lucrările se vor desfășura pe aproximativ 6 km. În această zonă au fost deja construite 7 diguri, iar zilele acestea se fac ultimele pregătiri pentru operațiunea de nisipare. 4,5 milioane de metri cub de nisip vor face ca plaja să fie mai lată. Operațiunea efectivă de nisipare este programată la finalul lunii. Plaja va avea o lățime maximă 100 de metri, la o cotă de 2-2,50. Eforie Sud nu prea a avut plaje mai în ultimii 20-30 de ani, nu a avut plaje mai deloc. S-au făcut alte celule cu alte distanțe foarte mari între diguri și avem garanția, prin toate modelele care s-au făcut, că va rezista plaja conform proiectului. Turiștii care se află în aceste zile în vacanță la Eforie Sud sunt martori la tot acest proces spectaculos de lărgire a plajelor. N-avei cum să-ți faci, să te distrezi, că vorba aia de a vii la mare. Și sperăm că o să iasă bine și o să avem loc să ne distrăm, să fie bine. Dacă se vor umple de șezlonge primele 100 de metri și pe aceea abia după mai poate să se pună și altcineva care nu vrea șezlong, da, e mult. Proiectul pentru reducerea eroziunii costiere urmează să fie finalizat în anul 2023. Litoralul va câștiga aproape 200 de hectare de plajă nouă, întinse pe 33 de kilometri de litoral.